V-ați întrebat vreodată ce este un parfum sau ce conține el de fapt? În clipul de astăzi vom vorbi despre parfumuri, despre cum să-l aplicați, unde să-l aplicați și când să-l aplicați, în așa fel încât un parfum să dureze mult mai mult pe pielea voastră. Dacă nu știți ce este un parfum este un amestec lichid de uleiuri extract, solvenți și fixativi, care se numesc generic compuși aromatici. În funcție de acești compuși aromatici sunt mai multe categorii de parfumuri. Practic în funcție de concentrația lor. Cu siguranță ați auzit și voi că există diferențe de concentrație între apele de colonie, apele de toaletă, apele de parfum și esențele de parfum. Prima categorie este și cea mai des întâlnită în cadrul bărbaților este apa de colonie. Desigur că există ape de colonie și pentru femei. Apa de colonie conține între 2 și 3% compuși aromatici, adică are o concentrație de maxim 3% de parfum. Concentrație destul de mică, asta înseamnă că trebuie să reîmprospătați mirosul destul de des pe parcursul unei zile. Următoarea categorie este apa de toaletă, care este varianta mai light a apei de parfum. Este de asemenea și mai ieftină. Apa de toaletă conține între 5 și 20% compuși aromatici, astfel că puteți să fiți generoși sau generoase. Apa de toaletă trebuie reîmprospătată la 4-5 ore. Următoarea categorie este apa de parfum. Apa de parfum este și preferata mea, deoarece nu este nevoie să car cu mine sticla de parfum în poșetă pe parcursul zilei pentru a-mi reîmprospăta mirosul. Aplic dimineața înainte de plecare și timp de minim 8 ore parfumul rămâne acolo. Apa de parfum, desigur, este mai scumpă decât apa de toaletă și are o concentrație de 10 până la 30% compuși aromatici. Trebuie reaplicată la 8 ore, între 6 și 8 ore se recomandă, însă eu am întâlnit parfumul care durează foarte mult pe piele, 10-12 ore. De curând am primit acest parfum, Eau Noir, parfum Royal Parfum. Este un parfum cu notă orientală, este un parfum puternic de seară, însă ceea ce vreau eu să scot în evidență este că acest parfum l-am aplicat dimineața, seara am făcut duș și parfumul mirosea foarte puternic chiar și după duș. Astfel că parfumul acesta are o concentrație destul de mare de compuși aromatici. Ultima categorie în funcție de concentrație și cea mai importantă este esența de parfum. Știți că există o vorbă care spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Esența de parfum de obicei vine în sticluțe foarte mici, are o consistență destul de uleioasă, iar sticluțele în care vine esența sunt prevăzute cu un capac cu astfel de pipetă sau unele dintre ele vin și fără pipetă. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți pipeta în esență și să aplicați după ureche sau pe încheietura mâinii. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l rețineți este că un parfum își schimbă mirosul și notele în funcție de pH-ul pielii voastre, în funcție de uleiul natural al pielii voastre, astfel că un parfum miroase într-un fel pe mine și într-un alt fel pe o altă persoană. La fel este și cu rezistența parfumului. Pe mine poate să reziste mai mult, iar pe o altă persoană mai puțin sau mai mult decât pe mine. Parfumurile sunt formate din diferite esențe. După cum știți, unele sunt orientale, florale, fresh, lemnoase. Aceste esențe se numesc, de fapt, note. Astfel că un parfum are mai multe note. Nota de top, care este și nota de vârf, de fapt, este prima notă a parfumului, este practic momentul în care facem cunoștință cu parfumul. Astfel că în acest moment își face introducerea un parfum. Ceea ce trebuie să știți și este un lucru foarte, foarte important în alegerea unui parfum este că această notă de vârf trece după câteva minute în momentul în care se evaporă alcoolul de pe piele. Nu faceți cum am făcut eu cu parfumul C de la Armani, pe care l-am cumpărat în 5 minute de când l-am mirosit. Și am ajuns cu el acasă și nu-l pot folosi pentru că nota lui de mijloc îmi provoacă rău. Este un parfum foarte aromat, care mi-a plăcut la prima impresie, însă nu-l pot purta pentru că este mult prea tare pentru mine. A doua notă este nota de mijloc. Această notă este cea care domină compoziția unui parfum, este nota care definește parfumul. De multe ori această notă se poate evidenția încă de la prima pulverizare, dar de obicei durează cam 15-25 de minute până
ea se evidențiază pe piele și este nota care clasifică, de fapt, parfumul într-o anumită categorie, respectiv floral, lemnos, dulce și mai departe, cum vă spuneam mai devreme. Ultima notă este nota de bază sau nota de fond a parfumului. Este nota cu valoarea greutății moleculare cea mai ridicată, este nota care împiedică substanțele ușoare să se evapore și este, practic, nota care fixează parfumul. Aceasta este nota care durează cel mai mult pe piele, fiind, practic, expresia finală a unui parfum. Țineți cont că un parfum pulverizat direct pe piele își evidențiază aroma în maxim 15 minute. Astfel că dacă vreți să testați adevărata aroma unui parfum pe pielea voastră, așteptați 15-20 de minute până se evidențiază aroma. Asta ca să știți dacă vreți să-l cumpărați sau nu, să nu faceți ca mine cu parfumul C. Și dacă vreți să-i vedeți persistența, mergeți acasă și vă întoarceți după câteva ore ca să-l cumpărați. Parfumurile pot fi florale, fructate, lemnoase, aldehidice, sunt parfumurile sofisticate. Numărul 5 de la Chanel este un astfel de parfum. Yves Saint Laurent este o casă de parfumuri care face astfel de parfumuri. Parfumurile orientale sunt preferatele mele, sunt acele parfumuri în care predomină notele lemnoase, în special santalul, moscul, cedru sau patchouli. Eu reușesc să-mi cumpăr parfumuri fără să le testez și să-mi placă enorm. Știu esența parfumului, iar dacă acel parfum conține esențe care mie îmi plac, pe care le știu, este clar că parfumul nu are cum să nu-mi placă. Astfel că un parfum care conține patchouli sau mosc sau santal, lemn de santal, este clar pe placul meu. Niciodată nu am dat greș cu acest lucru. Rețineți care este aroma voastră preferată dintr-un parfum și atunci cu siguranță că vă puteți alege foarte ușor parfumul în funcție de acest aspect. Ok, și acum că am vorbit așa în mare un pic despre parfumuri, am făcut așa o introducere, să zicem, în lumea parfumurilor, să vă dau câteva sfaturi, dacă le pot numi așa, pentru ca parfumul să țină mult mai mult pe pielea voastră. Când este cel mai bun moment să aplicăm un parfum? Cel mai bun moment pentru aplicarea parfumului este după duș, când pielea este curată, porii sunt deschiși și toate mirosurile care au fost pe piele au fost îndepărtate. Încercați să folosiți toată gama. Dacă vă place un parfum, cumpărați și gelul de duș sau crema de corp, astfel că aceste produse prelungesc durata de viață a parfumului vostru, a mirosului lui pe pielea voastră. Unde trebuie aplicat parfumul? Când îl aplicați pe piele, nu uitați să-l aplicați pe zona gâtului, în spatele urechilor, pe zona cu puls, încheietura mâinilor, pe interiorul coatelor, iar dacă purtați fustă sau rochie și în spatele genunchilor. Mie îmi place să aplic parfumul și pe păr pentru ca părul meu să miroasă frumos pe tot parcursul zilei. Cum aplicăm parfumul? Am văzut foarte, foarte multe persoane care aplică parfumul așa, foarte, foarte aproape de piele. Nu faceți acest lucru pentru că nu faceți decât să obțineți așa o dâră de parfum pe pielea voastră. Parfumul trebuie aplicat de la 20-30 de centimetri distanță, astfel încât el va împrăștia, se va pulveriza uniform pe pielea voastră și se va usca mult mai repede și într-un mod mult mai natural. Nu frecați zona pe care ați pulverizat parfum. Am văzut foarte multe doamne, domnișoare, când testează parfumuri, că freacă mâinile pur și simplu și le freacă așa mult, mult. Nu faceți decât să îi distrugeți notele parfumului. Lăsați-l să se usuce natural pe pielea voastră, pulverizați-l și așteptați-l. Nu amestecați esențele niciodată. Dacă ați folosit un parfum dimineața și nu ați avut timp să vă schimbați de haine sau să faceți un duș, nu folosiți mai târziu un alt parfum. Folosiți-l tot pe acela. Dacă aveți de gând să folosiți un parfum, însă vreți să faceți duș și nu aveți crema de duș sau crema de corp din aceeași gamă, nu folosiți într-o altă gamă. Încercați să folosiți un gel de duș fără miros. Parfumurile mele preferate sunt de departe Dior de la Dolce & Gabbana. Este un parfum pe care l-am descoperit în anul 2010 și care îmi place foarte, foarte mult. Încă îmi place, este parfumul meu preferat. Iar acum, pe timpul verii, folosesc foarte mult Agata Rose de la Prada și de asemenea în topul preferatelor mele a intrat și acest parfum pe care v-am spus mai devreme că l-am primit recent, Eau de Noir. Îmi place mult, însă nu este un parfum pe care să-l port vara, poate doar seara când ies în oraș, pentru că este un parfum destul de dulce.
Dragii mei, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu noutățile pe care le postez, cu clipurile pe care le postez. Și lăsați-mi în bara cu comentarii ce parfumuri preferați voi, apele de toaletă sau apele de parfumtă. Până la următorul video, v-am pupat! Pa, pa!